acum ești acolo când ai venit la taekwondo, jiu-jitsu? La ce ai venit? Și ai plătit. Ai stat numai o zi și te sunau după aia să vii și tu ai refuzat, n-ai vrut. Pentru că erai înjosită în ce făceai. Ai simțit înjosirea și a lor tăi și era un domn și o doamnă care făcea așa ceva. Și ți s-au părut foarte de treabă, ori nu era așa. Era aruncat pe tine ceva, aia era pe spate. Acum lași înapoi, ai plătit, ai plătit, da. Ai plătit fie în simulare, în visul tău, așa nu contează. Tot ce trebuia să plătești a fost în visul tău. Acum ai ieșit și primești ce e al tău, vezi pe parcurs. Ești în realitate, de fapt, da? E din exception proiecția, cum vin, stau la cafea, doar atât, o apă, un cafea și lumea e drogată, stă trântită împrejur la busurmani. Mai ții minte? Și zice, dar de ce lumea doarme? Scoteți-i din somnul ăsta veșnic și faci. Cine ești tu să hotărăști pentru cineva? Ei, dacă e lumea ta, tu hotărăști. Ai grijă tuturor și scoți din somnul veșnic. Asta era letargic, asta era moarte clinică. Da? Au intrat în vise, în proiecții. Și dacă ai ieșit tu, sare în lumea unde toată lumea a ieșit din așa ceva spațiu și vezi pe parcurs ce se întâmplă. Și ai treabă și stai la povești, acum, numai cu cineva, un tot întreg, care nu are pe nimeni. Am mai zis, când vezi proiecția că e cu cineva, omul e încă în vise. Nu ai treabă. Lasă-l să se descurce. Drum bun.